Bună ziua! Astăzi o să fac gogoș de carnaval, așa se numesc. Dar sunt altfel de gogoș. Sunt altfel de gogoș, ceva mai special. Special, ceva mai fain. Este altă rețetă față de cum știm noi. Cum știm noi și o să vedeți că o să iasă foarte fain. O să vă punem detaliat și vă arătăm totul pas cu pas. Da, acum, prima dată, într-un bol, punem aici 125 de mililitri de lapte călduț și drojdie, 50 de grame, punem aici, ca să amestecăm cutelul după aceea. Asta trebuia să folosești. Da, că am scăpat-o jos și s-o rupt. Las că-l folosesc altă dată, altceva, că oricum mai am și alte aluaturi de făcut, care vreau să le fac, așa. Și zahăr brum, eu pun zahăr brum, dacă aveți zahăr normal, puteți să puneți și zahăr normal, 20 de grame. Acum amestecăm un pic. Și după aia punem și 100 de grame de făină. Unde robotul în bucătărie? Îl instalez eu imediat aici, că o să mi-l trebuiască. Numai că trebuie să steie cam 15-20 de minute. După ce ai făcut? Asta e ca un fel de maiauă. Maia. Maia. Nu maiauă. Maiauă. Și uite, așa facem și maia. Maiaua. Maiaua, maia. Mă! Ce face cu mine? Hai să punem și făina. Câtă făină? 100 de grame. Așa. Deci trebuie și făină. Așa. Și lăsăm așa. Așa? Așa. Nu trebuie amestecat. Nu, nu e neapărat. Ca să crească? Ca să crească, da. Și lăsăm așa la într-un loc călduț. Uite cum am mai rămas aici un pic de... 15 minute, nu? 15 minute, 20 de minute, acum... Nu depinde cum... Așa mai diferență. Eu zic că 20 de minute. Aici e un pic cald, cum crezi laptele. Nu știu. E un pic cam tare. E cam tare, da, nu aș vrea. Las că las aici și atunci mai încolo, după ce instalez eu... Mă uit să văd. Ok, pe mai târziu. No, hai să vedem cum a crescut maiaua. Făcat aici. Cum a crescut? A stat 20 de minute. Și așa a crescut maiaua. Da. Așa. Acum trebuie să adăugăm ingredientele. Deci, un pachet de zahăr vanilat. Vrei tu? 20 de grame. 20 de grame. Pune la coroană, așa, ok. Scutură un pic. Un pic așa. Ah, așa. Zahăr brum, 50 de grame. Ok, bun. Și unt, 80 de grame. Asta e la mine. Numai ce? Lingura străbă. Hai că ți-aduc o lingură. Nu-i mai trebuie lingura. O căzut? Mhm. No, pune-l acolo, așa. Gata. Așa. Hai și spală-te pe mânuțe. S-a făcut fata mea cu brânză tot. Așa. Și... Lămâie. Coaja cu lămâie răzărită. O punem și pe asta aici. Asta la bine, papi! Mă, hai că faci tu, bine? Oh. Stai că nu știi, tati. Nu știi, mama, cum să faci și să arat, ok? Așa. Și acum... Aua! Da, stai că trebuie să le separăm, mama. Au. Trebuie separate, știi? Și atunci Natalia le pune, bine? Le pune. Lasă pe mami să separe. Trebuie să separ și îți pune aici și tu pui aici, ok? Hai că-ți arat. Că trebuie separate, că trebuie numai gălbenuși. 3, 4, 5 ouă, nu? Da, 5 ouă. Așa, de la Natalia. Ok, dau acum. Aici? Da. Și pui acolo.
Hei! Pune! Pune acolo! Așa! O să iasă niște gogoși, cum n-ați mai văzut la noi, cel puțin. Se cheamă Fasching Krapfen. Hai, pune acolo. O să spun. Nu-i bai, pune-l acolo. Bine, bine. Ok, am înțeles. O văzut la YouTube. Da. Trebuia să fac eu așa cu ea, pe neașteptate. După aia fi blâns. Da. Așa, no, hai, pune acolo. Așa, deci am terminat ouăle. Acum o să punem și lapte de 150 de mililitri de lapte. Adă o lingură, Natalia, că mai este ou aici. Ia o lingură. O lingură. Stai. Linguriță. Așa, bravo. Acum faci bine. Frumos. Da, da. Bun. Și laptele. Toarnă-l acolo. Toate. Tot. Toate. Tot. Așa. Și făina 600 de grame. Nu, o pun cu am e, deja... E dată prinsită? Da, e dată prinsită. Deci okay. Trebuie dată prinsită făină. Deja am dat-o prinsită. Uite, mai are aici o linguriță. Ok, și acum îl punem la robotul de bucătărie. 7 minute. Hai, Natalia, în jur de 7 minute. Așa scrie. Da, încet. Nu la maxim. Așa. Timp de 7 minute, trebuie acum să frământem. Cât e acolo? Și 7? Da. Și 9? Ce asta? Oh, și romul. Am uitat. Deci o fiolă de rom punem. Bine că m-ai adus aminte, Natalia. Da, mama, uite ce am, vezi? Vai, n-a să iei plic. Da, știu. Ate la mine. Da, pune tot acolo. Dar e... Așa. Aoleu, a pus rom. Am pus rom, dar așa scrie acolo, deci așa e rețeta. Am înțeles, mama. Așa. Și o lingură de sare. Ate la... O lingură de sare e aici. Trebuie să nu scap peste acolo. Oh, gata. Asta. Ok. Bun. O, așa miroase rom. Aole, mă învăț. Te înveți. Acum trebuie să amestece foarte, foarte bine. Mamă, ce fain miroase. Ce? Nu știu că eu cu romul nu mă înțeleg. Ce să fac? Deci, așa e rețeta, n-am ce să... așa cum e scris acolo. Mai trebuie să facem și la altcineva. Dar nu, nu o să-ți fie. O să vezi că nu o să-ți fie. Nu. No. Continuăm după ce s-a bătut 7 minute. Da. Să mai adaugă așa puțină făină. Deci la frământat, când frământați și dumneavoastră, mai adăugați făină, bineînțeles, nu? Așa că mai trebuie și aici, am de întâi în timp. Vedeți? Partea luată e mai altfel. Ți-ai pus o lingură? O lingură, da. Nu pot să pun pe lingură. Da, Bobi, atât. Da. Când o lingură. Atât. Nu mai ce, Natalia. Nu mai, gata. Nu mai. Hai să vedem.
Cred că e suficient, da, e suficient, nu mai trebuie. Un pic mai trebuie. Să duc așa încet trebuie. Am de acolo pomad, nu este. Ok. Deci când se desprinde aluatul așa, nu pune pe mine aici. După margine. Da, după margine când se desprinde, e ok. Ok. Acum, acolo dă-te, te rog, la o parte. Și faci cu mami, numai trebuie să ai răbdare, ok? Da, imediat, acolo. Stai, mami! Eu. Stai puțin, nu pune mânuța. Stai puțin. Trebuie să desprindem așa. Așa. Să facem frumos. Vezi? Ok. Gata! Stai, ai răbdare. Așa. Acum trebuie să punem un pic de făină aici. Asta e la... Stai, dă-te un pic. Dă-te și ei să pună. Na, poftim. Hai, pune. Stai că nu poți să-l iei tu, că e prea lipicios. Pică! Așa. Nu vezi? Nu vezi? Trebuia să ai un pic de făină pe mâini. Pune-te un pic de făină pe mâini. Nu voi. Așa. Da, dar uite, nici eu n-am pus făină pe mine. Ok, bun. Ai trebuit pitițo. Mai pune făină. Mai pune făină. Acum. Acum, vezi. Vezi că atinge aici cu mâna. Gata. Da? Da. Hai, m-a luat tu. That is fine. Deci ăsta trebuie împărțit în 30 de bucăți și să facem așa bilițe. O biluță trebuie să ai de așa, 50 de grame. 50 de grame? Da. Deci o biluță trebuie să aibă 50 de grame. Hai, Natalie! Stai puțin, stai. Stai că mai trebuie un pic fermentat, iubita. Hai, Natalie, hai, vine aici. Stai un pic. Mă, trebuie să aștepți un pic, ok? Trebuie să aștepți un pic, mama. Trebuie și o leacă bine fermentat și după aia trebuie... Cum fac eu așa să fie 50 de grame cu cântarul? Da. Nu, hai să fac cu cântarul. Unde-i cântarul? Trebuie să iau astea. Aici. Trebuie să vedem. Oh! Îți dai seama? Mai mic. Mai. Păi dacă ele o să mai crească, că da, știi că... Da, ele o să crească. 32. Opa, 30. Mai, 50. Ce faci? Nu 50. 50? 50? 45. Ah, eu okay. Spun 50. Și tu nu înțelegi. Mami. Acum, 55, așa. Acum. Deci, așa micuț trebuie să fie. Da, dar el crește. El o să crească pentru că trebuie să stea 40 de minute la... Dospire. Pune să făină pe mâine. Hai. Natalia, dă-te un pic. Aici o să le pun. Dă-te răbdare.
Așa. Deci trebuie, uitați așa și așa. Vedeți? Formează rotund așa frumos. Da, e frumos. Uite, vezi? Natalia, ce face acolo? Vezi să nu umbli cu astea. Ok? Nu știu cum e, după mâinile i-a luat o lange. O să-l iau cumva. Adică. 5, 4, 7, 50. Și 2. Stai, stai, Natalia. Știu că o să-mi ziceți. Vai, Angi, ce răbdare ai. Știu. Știu. Ce făcut acolo? Știu că o să-mi spuneți, că m-ați mai spus voi. Dar n-am ce să fac. Trebuie să avem răbdare. Că dacă îi spunem acum ceva, ia cum e acum somnoroasă. Da, e 1:30. Și e foarte sensibil acum. 5:01, bun. Ok. De ce nu-ți pui pe mână un pic de făină? Pune-ți un pic de făină. Mami vorbește la telefon cu cineva și arată pomișorii de afară. Da. Că începe. Cred că cu Carmen vorbește. Cred că cu Carmen, da. Tu cum de nu vorbești, Natalia, cu Carmen? Păi vrea să facă și... Că te arate la Carmen. Ce? Nu știu, jucăriile tale. Uite ce ai făcut aici. Ce cadou ai primit de la Florica? Nu. Vreau. Nu vrei, păcat. Foarte sunt un pic cam rău. Dar nu, acum l-a luat. Da. E un pic cam greu. Sunt gata? Cred că da, mai puneți un pic de făină. Nu mai punem în aici, tu lucră cu... Fă așa, rotund, așa, Natalia. Așa, rotund. Uite-te cum a făcut mami rotund. Trebuia să se le mai formeze, Angi, că, uite, vezi, nu are formă de gugoși frumoase. Numai să terminăm aici, că e un pic de lucru, că trebuie să le cântărim să aibă 50 de grame, da. Fiindcă ele o să mai crească și dacă e prea mult aluat, atunci o să fie foarte mare. Da. E foarte important să respectăm rețeta, că atunci ele o să fie niște gugoși mari și pufoase. Să vedeți dumneavoastră. 3, 6, 5, 4. Bine, 5, 4. 50. Mamă, ca la farmacie. Să filmez mai încolo? Că durează asta mult, păi, mult? Durează, filmează. Oh, ok. Vrei să mergi să vorbești cu Carmen? Nu e foarte drăcită. Papu. Vrei să mergi la bunicu? Dar papu, prepeste stă aici, că în casa. Acasă trebuie să stie? Da. O plecat undeva? Nu, la mine. E aici, la noi? Nu, da. Dar eu prepeste stă, bra. Aici, în casă, că eu sunt răcită. Da, mă, da, ești răcită. Să apucă, să meargă în casă, că e răcită, dar tu poți să mergi afară. A, tu ești necăjită că nu poți să mergi afară? Ați dat tati geacă și poți să mergi afară. Să mergi afară. Vrei? Vrei să mergi afară? Vrei? Dacă vrei, poți să mergi. No, bine, filmăm mai târziu. L-am format. M-a ieșit 29, nu 30, dar e ok. S-a pierdut 5 grame la 1,5. Da, și așa mai departe, dar nu-i bai. 3 grame la celălalt. Și acum, ca să le lăsăm 40 de minute să crească, pun un prosop de bucătărie așa
umed, umed, dar, ca să nu se usuce aluatul, știți? Dar mai bine ar fi fost cu folie. Nu, ori cu, ori cu folie de bucătărie din aia, ori cu prosop, dar e mai bine cu prosop, ca să rămână umed, știi? Deci 40 de minute, acum da. E 2 fără 10, la 2 jumate. Da, cam așa, la 2 jumate. Pe curând. Pe curând. După 40 de minute, ia uitați ce frumos arată. Au crescut frumos. Acum vedem cum arată după prăjit, da. Dar cred eu că ar fi trebuit să crească un pic mai mare, adică să fie nu de 50 de grame, să fie de 80 de grame, zic eu. Acum, rămâne. Aici avem untură, în untură să fac. Cu nu-i place untura, poate să facă în ulei. Să facem o probă. Încă nu-i încins cât trebuie. Da, mai trebuie. Ai luat paia urâtă, bine făcut. Păi, n-am. Acum asta trebuie să arunci, că dacă nu e suficient de încins, o să fie cum nu trebuie. Acum nu. Că absorbe prea mult, da. Știi? Ok, așteptăm să intre în temperatură. Uite pe Mila noastră. Mila are... Mila ne vizitează. Mila! Ce faci, Mila? Unde e? Nu vezi? E aici, la noi, pe pervers. Uite pe Mila. Trebuie să vă filmez. Vrei și ta fară că a venit primăvara, dar e foarte speriată de bombe. Nu și-a plecat. Da. Da. Așa e felul ei. Nu ți-a speriată. Ce să face? Asta e. No, hai să vedem. Asta a fost prima, dar nu a crescut cum trebuie, că nu a fost grăsimea în suficient de fierbinte. Le fac și la asta o poză. Mai trebuie, te vezi? Uuuu! Are aer. S-a umflat singurul. Hai că mai trebuie și pe partea aia la altă. Așa. Interesant. Poți să dai din urmă hotă? Da, lasă, că nu-mi face așa fum deocamdată. Trebuie să vă slăbă, uite că s-a făcut. Acum trebuie, vezi, încep să, s-am spus să-mi-l aduci pe ălalalt. Aha, ok. Să-ți aduc pe ălalalt? Da, du-te repede, că ăsta e prea mare, nu pot. Aia trebuie impusă ca să poți să-mi întorci, că are aer acolo. Du-te repede și adu-mi ălalalt. Ce? Așa. Așa. Deci, în... Untură trebuie. Da. Neapărat. Pune mai puțin, eu știu, numai 4. Trebuie să dăm încet. Am lăsat ușa deschisă, Angie. Da, bine făcut. Ca să nu facem gălăgie cu hota. Da. Că acum nu-i mai frig afară. Frumos arată. Arată frumos, da. Ca în revistă. Da, așa trebuie să arată. Numai am un pic de aer. Din cauza aia nu sunt chiar uniform rotunde. Uite, vezi? Îmi pun eu acolo. Trebuie un pic. Nu avem nicio problemă. Puteți să faceți în ulei, dar nu o să aveți același gust de bun ca și cu untură. Da. Mai îmi pun gelatura. Da, mă pun. Sunt foarte erate. Da. Încă mai cresc. Mami, da. Uite. Nu lasă că ți-l cos. E murdar? Murdar. Uite, de la mâna ta, iubita, uite, vezi? Tu ai de aici. De la mâna ta, mami, stai aici. Ce faci?
Gogoși. Gogoși. Așa. Mai trec un pic. Nu, asta e ăsta, cred că e gata. Deja. Am dat și mai încet un pic. Un pic, dar nu e tare încet. E pe 8. Și 9 e maxim. Așa. Și ăsta e gata. Uite că a ieșit aici. Da, nu e nicio problemă. Fata mea se distrează cu bunicul ei. Da. Bunicul e jucăria ei. Să știți. De multe ori, da. Și când nu mai are chef de... Nu-i mai jucăria. Da. Atunci vrea liniște. Ce? Ei, ăla, ulei ăla. Ce frumos rotund reușit ăsta. Că făina de la noi nu e așa faină, dar... Frumos, bă! Wow, ce fain! Super! Ce făină a ieșit. Da, vezi? Hai să-mi am pic gem. Ei, o să le umplu și cu gem. O să vă arăt cum. Mamă, ce... aerat. Super! Super a ieșit, da. Pipufos. Pufos, da. Dar nu știu de ce nu se focusează camera. Trebuie să apeși acum. Foarte fain. E bun? Cu gem. Mama mia. Așa-i? I-am spus la mami. Și eu zic că da, așa le fac și eu. Dar da, nu-i chiar așa. Iar cumva. Iar cumva. Sunt mult mai pufoase. Mult mai pufos. Și știi cum i-a luat, Angie? Parcă nici nu știi că l-ai mâncat. Da, știu. Așa pufos. Știu că e fain. A, mai ai? Două. Mai este. Gata. Iată așa. Am terminat. Îmi pun ce unde vezi că se ridică un pic de peșicuță, că... Acolo. Așa. Deci e interesant fi contura, că dacă puni... Parcă nu e în temperatură. Dacă îl întorci, vezi totuși că da. E în temperatură. Contura e altfel, dar ce... Uite. Da. Uite, vezi acum iar... Da. Eu am și uitat cum se mai face cu untură. Noi tot cu ulei facem, știi? Să știi că e mai fain cu untură. E mai fain cu untură. Uite ce fain ies. Super. Ok. Să fac curat acolo, după aia. Ce ai, mă? Nu știu ce ai pusat tu. Nu am apăsat, nici nu m-am atins. Mai luat un pic. Partea asta, imediat scata. Și le dăm cu zahăr pudră și le umplu. Vreau să le umplu cu gem de calse, de căpșune, dar nu merge așa cum vreau eu. Știi? Auză pe Natalia. Sau aș putea altfel să fac, dar nu știu. Trebuie să mă gândesc cum.
Pe Ștefan Iosit. Ce se arată mami? Că au zis că da, că așa. Nu. Nu, e totuși altcumva. E altcumva. Față de cum să fac, cum faci. Din cauza ea. Că ai făcut Maia, Angie, cred că, știi? Da. Maia și am adăugat multe, știi? Am adăugat și esență de rom și... A, bine, gustul, da, să știi că se simte altceva. Un pic de... Da, să simte aroma de rom, dar nu așa de tare. Dar eu mă refer la consistența aluatului, că e mai pufos, cum face mami, știi? Da, e mai pufos. Deci nu e așa ca un... aluat de pâine. Mami cum face cu goșii ca și aluatul de langoș, da, știi? Da. Exact așa e. Nu că n-ar fi bun, dar gogoșii sunt al... cumva, știu eu, așa mai pufoase trebuie să fie. Nu mai astea așa aici. De ce? Un pic pe partea asta la altă să mai prăjească un pic, știi? De ce le-ai scos? Am zis că scată, știi? Totuși le mai lasă și un pic. Uloiul ăsta. Da, e foarte... Dar așa și trebuie, știi? Asta e de la mami. Da. Dar e bun. Ce? Hai mă, așa. Și acum? Doamne, ce bune. Punem aici. Și... Așa, ok. Am pus. Cred că am pus prea mult. Trebuie să pun mai puțin. Și acum aici, unde e mai subțire. Eu știu că aveam noi o seringă mai subțire. Că așa nu știu dacă e și bine. Și mult puțin. Aici unde e mai subțire, împungem. Am dat un lobiț. Așa. Curge pe lângă un pic, dar... Sau Natalia avea o seringă de jucărie? Cred că da. Că cu aia, cu aia ar fi fain. Da. Da, atâta-s de faine. Sunt foarte faine, numai că nu am ustensilul ce-mi trebuie și încerc să fac. Ea nu mai are răbdare să caute, aia e problema. Eu știu că am avut noi o seringă din aia. Pentru așa ceva special. Mi-e frică să caut acolo. Vine avalanșa pe mine tot. Mai bine nu. Când am terminat, vă filmăm rezultatul. Și facem o mică probă. Pe curând. Pe curând. Suntem aproape de final. Mamă mia, ce bine arată. Nu e ca așa. Tati, dacă o să servească asta, și cum o să facă? Știi? O să sufle zahărul. Cam așa ceva. Nu mă așa știe. Dar sunt foarte bune, credeți-mă. Dar sunt foarte bune. Așa, și le fac și pe astea. Să fie cu zahăr pudră, că așa se servește, cu zahăr pudră. Ok? Foarte fain. Deci, aceasta a fost realizarea mea. Sper că v-a plăcut ceea ce am făcut. Încercați și voi. Deci, sunt excelente, de bune la gust. Deci... N-are rost. Exact, n-are rost. Deci înăuntru le-am umplut cu gem de caise. N-am avut ustensil, îmi trebuia siringă din aia, dar nu am avut. O să-mi no, adă una să încerc să arăt la oameni cum e. Poftim. Cum e înăuntru. Da. Vezi că trebuie să ai un șervețel când mănânci așa ceva. Uitați aici. Uai, ce bine arată. Pardon, îmi cer scuze. Așa, să fac așa o poză. Ah.
Așa l-a injectat. Da. Deci e moale, e... Uitați aici ce bine arată. Foarte bine. Deci și gustul, dar și așa cum arată înăuntru, e super. Să simt eu un pic aroma de rom. Da, un pic. N-am luat, dar nu exagerat. Nu. E foarte gustos. Eu am pus o fiolă. Dar normal să pun eu o sticluță din asta, așa de 30, ăsta e de 38, dar puneți 30 de mililitri și... Vă dau cuvântul meu. Dacă mergeți undeva să cumpărați o gulgoașă din asta, așa până nu o să găsiți. O să găsiți o gulgoașă cu o grăsime care îți lipește în cerul gurii. Gurii, da. Da, aici nu. Deci ăsta nu. Să știți că nu. E foarte gustos. Uitați ce bine arată. Stai să-mi fac așa o poză. Wow. Angie, așa depășește nota 10. Deci... Mami? Da, da. Hai aici, Natalia, și mâncă și tu. Ia de acolo, na. Ia de acolo. Stai că se pregătește. Numai să mânci aici că curge gemul de dinăuntru. A? Știi? E bună? Nu am mai mușcat de gem. Ba, uite acum, au ajuns, da. Au ajuns și acolo. E mai bună ca de la Lidl, Natalia. Așa e? Da. Da. Hai să văd. Încă nu am mușcat. Nu știu așa. Să se duc până așa la tati. Hai, tati, să mânci o gogoașă. Uitați acolo, vedeți? E bun? Okay. Bă, lasă zeamă, că asta e altceva. Hai, vine aici să vezi ce bună e. Na, bun. Hai să vadă și tati. Pentru că o să mă faci. E, tati! Da. Stai că vine. Stai că vine. Hai să mai dau cu un pic de... Eu dau pe astea un pic de zahăr. Da, dă-i de acolo. Așa. Da, fără zahăr, bine, mă pun. Apoi acum ce să fac? Țăpă zahărul după aia. Nu, hai țăpă tu să văd cum faci. Așa. Așa, deci nu... De nu data fost... asta a fost mai inspirat. Da. Dacă dau drumul. E, nu, păi, ai văzut? Deci nu, nu a fost așa cum ai spus tu. No, bine. Hai, dați că... Stai să zică și el cum e. Hai că eu fac niște poze. Mă mâncă. Aici era ce mult, o parte aia la alte. Da, nu. Ai grijă. E super. E bună. Super, ești numai bine îmbrăcat. N-ai văzut? Ești gata pătat. Zahărul, dacă n-aș fi fost, am înțeles. Păi știu, nu, alții vor cu zahăr, alții nu. Da, faculie, da. Nu. Fiecare păi cum dorești. Păi așa lui, nu. Eu, cum dacă dorești. Am diabet, normal că nu pot să... Da. Fac o poză și la ăsta. Deci aici am injectat gemul. Așa, nu bine atunci. Deci, aceasta a fost realizarea mea, mai zic încă o dată. Sper că v-a plăcut. Și... Tanta viitoare o să mai vin cu alte rețete. Oh, avem rețete. Avem, da. Și de încă nu le-am dat toate jos. Avem. Astea super. Am vrut să demenci și de-a mai tare. V-am lăsat. V-am lăsat. La revedere. Domnul să vă binecuvinteze. La revedere.
întâlnesc Iisus. Eu sunt slab, dar Tu ești tare și sfânt, ești sfânt. Ia-mă în brațul Tău de Tată când sunt urmărit de rău și cu vocea tremurândă să spun, e sfânt. Cerul e deschis când ție mă închin, tot puternic împărat. Înalță același imn, sfânt e, sfânt e Dumnezeu. Fiecare zi cu Tine e un pas spre veșnicii. Duhul Tău să mă îndrume noapte ce s-a întins pe crucea grea și revarsă peste mine.